Ludmila și Anastasia vor împlini în februarie 2 anișori. Una e blondă cu ochi albaștri, iar cealaltă e brunete cu ochi căprui. Sunt jucăușe pline de viață și nu stau locului nicio clipă. Au venit pe lume dintr-o mare dragoste. Părinții Sergiu și Rodica s-au bucurat că vor avea gemeni, dar niciodată nu s-au gândit că soarta poate fi atât de dură cu ei. Fetițele s-au născut prematur, la doar 26 de săptămâni și nu cântăreau mai mult de 800 de grame. După câteva luni petrecute în spital, părinții au primit o veste care le-a schimbat viața. Anastasia, blonda cu ochi albaștri, suferă de paralizie cerebrală infantilă și nu poate merge de una singură. Iar Ludmila nu privește la fel ca toți micuții, pentru că suferă de strabism evident. Medicii spun că fetițele au nevoie de tratament și exerciții speciale, însă părinții abia de reușesc să le asigure o alimentație sănătoasă. Mă rog la Dumnezeu și mulțumesc la Dumnezeu că am chiar și susținerea de... Sunt oameni și cu suflet mare, chiar și privința la hăinuțe, la pătucuri, la chiar și mâncare. Ne ajută, nu zic, Doamne, păcat să am să zic că nu sunt oameni cu suflet mare. De când a născut, Rodica stă acasă cu fetițele și primește o alocație de 800 de lei lunar. Uneori e unica sursă de venit, pentru că Sergiu nu are un loc de muncă stabil. Muncește pe unde apucă, doar ca să cumpere de mâncare. Nu știu de ce cauză, nu știu, poate găsi un lucru stabil, un venit care să avem în familie, nu știu cum să vă lămuresc, nu știu, în suflet, parcă aș povesti tăti, dar să lămuresc tăti, să înțelegeți cum am. Pentru trei copii e nevoie de... Foarte multe, care mă gândesc seara mă gândesc, oare ce să le fac eu două zile de mâncare, ca este, și mai multe ori. Fiica mai mare, Gabriela, învață în clasa a treia. E un copil cu minte și are note bune la școală. E singurul ajutor al mamei. Sergiu și Rodica nu au o casă, stau în gazdă în comuna Băcioi. Într-o odaie mică locuiesc 5 persoane. Aici e și dormitorul, și camera de joacă, și masa la care Gabriela își pregătește temele pentru acasă. Dar altă soluție nu au. Medicii ne spune... Stai. Ne spune că să fie totul bine, tot mă încurajează, parcă mă susțin, mă, nu știu, dar nu văd, el nu e permanent pe spitale, noi, adică nu ieșim, nu știu, noi numai practic pe spitale și stăm. Și tot așa am mai avut, am mai vândut pentru dânsele, că mă rog, asta costă bani și chiar ne dădea și acasă necuire. Din lipsa banilor și pentru neachitarea facturilor la timp, locuința a fost deconectată de câteva ori de la energie electrică și a fost sistată aprovizionarea cu apă. De televizor nici nu poate fi vorba, pentru că nu le ajunge bani pentru a achita pachetul lunar. Astfel, desenele animate sunt înlocuite de poveștile citite cu multă dragoste de către mama și surioara mai mare. Ia uite, Anastasia cu Ludmila, mămică, da? Hai, ia-te, prințesa Anastasia cu părul alb și Ludmila cu părul întunecat, da? Ca viniu, da, mămică? Ia-te, nene, ce mască. În luna cadourilor și a bucuriei, Rodica Bobeicu are o singură dorință. Sănătate vreau la copii și mai mult nimic nu vreau. Numai dacă le vedem, mă încărcă atât antibiotici. Mă credeți, eu nu vă pot reda, parcă mi se rupe inima când văd. Nu știu ce, cum să vă spun, mă înțelegeți. Și Gabriela așteaptă o minune. I-a scris lui Moș Crăciun și speră ca mesajul ei să ajungă la destinație. Bună
ziua, Moș Crăciun! Mă numesc Gabriela și sunt în clasa 3-a. Am note bune la școală. O ajut pe mama și am grijă de surorile mele. Moș Crăciun, eu te rog foarte mult, vino și în casa mea! Dacă vrei să le faci o bucurie, întinde mâna și tu poți fi Moș Crăciun!